Administrația unei întreprinderi private din capitală a nimerit în vizorul poliției pentru că a admis păstrarea și comercializarea producției din carne congelată de găină și porc în condiții insalubre. Oamenii cu epuleți au depistat grave încălcări a legislației, precum și un microbuz de model Mercedes încărcat cu carne, care urma să părăsească teritoriul firmei. La depozitul întreprinderii au fost depistate aproximativ 2 tone de carne păstrate în condiții insalubre pentru prelucrare și secționare cărnii. Angajații nu respectau normele de igienă în timpul serviciului. Mai mult, directorul firmei în vârstă de 45 de ani, domiciliat în capitală, n-a putut prezenta actele ce ar confirma calitatea, originea și proveniența produselor din carne. Forțele de ordine au constatat că producția era transportată ilicit din regiunea transnistreană și comercializată apoi în magazine și piețe din Chișinău. Polițiștii au sigilat depozitul cu carne și au inițiat un proces contravențional de sancționare a proprietarului. El riscă amendă în mărime de 3.000 de lei cu confiscarea produselor din carne estimată la prețul de 40.000 de lei. Consumatorilor li se recomandă să procure produsele respective doar din magazinele autorizate și să solicite certificatele de calitate și origine de la vânzători.